Hei, salutare, bine am venit și pe canalul meu, sunt Iașor și astăzi o să vă arăt ce metodă folosesc eu pentru părul meu ca să fie mai ușor de pieptănat, pentru că când mă trezesc și vreau să mă pieptem pe mereu mă atrage și mă doare și am găsit o soluție la avion, acum m-am trezit. Da. Așa, cu pieptenul ăsta mă piepten și mă doare. Da, și am găsit o soluție, un spray pentru descurcarea părului, Avon, da, e cu Elsa, e cu Frozen. 200 de mililitri, nici 200 de mililitri, de m-am folosit deja. Nu m-am gândit să filmez acest film. Și scrie în spate foarte... Nu, se vede. Cred că se vede. Nu, eu nu știu. Așa. Foarte multe, foarte multe scrie și aici este că, adică prima dată n-am știut că cum să folosesc și m-am gândit să citesc și aici scrie că l-am și subliniat pentru că, da, că să vă spun citesc, o să rug tot caut și voi așteptați că... Da? Aici trebuie să puneți spray-ul pe piepten, da? Și pe păr, pe păr, trei șprițuri și pe piepten două șprițuri sau una. Două șprițuri pe piepten și pe păr trei. Am înțeles. Dar primul, unde vreau? Scrie recepția, nu știu, scrie aici două, aici trei am pus și acolo, mie mai trebuie mai mult că e lung părul și ei plouă niște pături mici. Da. Sunt încă în pijamale. Au! Și așa mă doare puțin, dar ce să fac? Cred că mai trebuie. Eu am pus! Eu am mai pus. Sperul meu este foarte lung. Și nu știu dacă e frumos pentru voi. Da. Și știți, aici o să pun piercing. Aici, între dinți, o să mă pun un piercing. Nu știu de ce culoare, nu știu de ce formă, dar... E ok. Nu mă pierdem, eu nu merg părul, că după aia iarăși o să mă chinui să pierdem. Dimineața să vă pieptănați și veniți. Așa arăt mai frumos. Și uite unde așa face. Și frumos părul ăla. Deci așa poate să fac așa, ce... Da.
așa. Am pieptănat. Deci spray-ul ăsta se folosește, adică e bun. Elsa merge. Ana, am cumpărat unul cu Ana. Îmi strălucește părul. Eu vreau să fie treabă, așa treabă. Dar mi-e... cum am împletit părul, așa mi-au rămas bucle. Cu bucle am făcut și mi-au rămas bucle și acum o să îndrept părul așa să fie. Că mie îmi place dreptat. Așa. Așa. Și am o agrafă de culoarea neagră. Mulți zic dacă ai părul negru sau ai ceva negru pe tine. Așa. Ți-e cald, dar nu e adevărat. Eu m-am îmbrăcat numai negru. Părul mi-e negru, negru. Asta e negru, tricou negru, simplu, dar negru. Pantaloni negri, ciorapi negri și pantofi negri. Tocuri, da. Și am... am îmbrăcat așa și mi-a fost bun, adică nici nu mi-a fost frig, dar nici cald, dar nici era perfect. Am luat încă și subțire, dar mi era perfect. A, da, aici era o păsărică și eu vroi ea să intră la mine. Aici la geam a fost. Acolo la geam și eu vreau să intre la mine, adică în casă, în camera. Pentru că e afară frig acum și da, și a. Mie, așa, părul ăsta îmi lasă în spate și asta îl prind, mai mult îmi trebuie și o să prind, așa. Așa, da? L-am prins cu... așa, da. Tatăică mea. Da, așa. Mi-a mers. Spray-ul funcționează. Vedeți pe canalul este așa. Și să dați 5.000 de like-uri. Scrie jos în comentarii ce ați vrea să mai fac. Dacă vreți provocări, să ziceți. Pa! Cum e fost să-mi așa? Pa, pa!